Un copil de 8 ani s-a accidentat după ce a căzut din zona vârfului Călțun de la 2527 de metri în munții Făgărașului. Acesta a fost coborât de pe munte până la stâna Lespes de câțiva ghizi montani. Copilul era conștient, dar prezenta leziuni la cap și picioare. Din cauza vremii nefavorabile, elicopterul nu a putut ajunge în zonă, astfel că a fost preluat de salvamontiști și transportat pe targă până la baza muntelui. Ambulanța l-a transportat pe copilul rănit la spitalul din Curtea de Argeș pentru investigații și îngrijiri medicale.